Vă chem acum în preajma cuvântului lui Dumnezeu. Vă chem în preajma unui text din Sfânta Scriptură de o forță incredibilă. Forța acestui text vine, bineînțeles, în primul rând din faptul că este textul Scripturii, text sacru. Dar vine și din deschiderea, onestitatea cu care prezintă o relație comună, obișnuită, celor mai mulți de aici. Relația dintre copii și părinți. Și, mai în specific, relația dintre un tată și un fiu. Găsită pe, marge, pe pagine scripturii, ne-am așteptat ca această relație să fie una bună, bună. Fără probleme mari, fără scăzăminte mari, și dacă ar fi probleme, acelea sunt ușor rezolvabile, se trece ușor și relația este bună. Ei bine, vom fi surprinși să descoperim o relație tumultoasă. O relație tenebroasă, încărcată de greșeli teribile și acolo unde nu s-au făcut greșelile acelea foarte mari, s-au făcut greșeli mici care au fost lăsate nerezolvate și care s-au transformat peste timp în răni foarte mari. În loc să întâlnim o relație care să cunoască recuperarea, vindecarea, vom întâlni o relație ce devine din ce în ce mai problematică până când sfârșește cumplit. Deschidem Sfânta Scriptură în Vechiul Testament și cu îngăduința dumneavoastră vom citi finalul capitolului 18 din 2 Samuel și începutul capitolului 19. Versetele acestea surprind tocmai finalul acestei relații. În liniște și în rugăciune, vom citi acest pasaj, chemându-l pe Domnul să ne vorbească fiecare dintre noi din El. Versetul 31 chiar. În data a sosit Cuș și a zis: Să afle Domnul meu, Împăratul, vestea cea bună. Astăzi Domnul ți-a făcut dreptate, scăpându-te din mâna tuturor celor ce se ridicau împotriva ta. Împăratul a zis lui Cuș: Tânărul Absalom este bine? Sănătos? Cuș a răspuns. Ca tânărul acesta să fie vrăjmașii domnului meu, împăratul, și tot ce se ridică împotriva ta, ca să-ți facă rău. Atunci, împăratul, cu tremurându-se, s-a suit în odaia de sus a porții și a plâns. Pe când mergea, zicea, Fiul meu Absalom, fiul meu, fiul meu Absalom, cum n-am murit eu? în locul tău. Absalom, fiul meu, fiul meu. Au venit și au spus lui Ioab, iată că împăratul plânge și se jelește din pricina lui Absalom. Și în ziua aceea, beruința s-a prefăcut în jale pentru tot poporul, căci în ziua aceea poporul auzea zicându-se, împăratul este mâhnit din pricina fiului său. În aceeași zi, Poporul a intrat în cetate pe furiș, ca niște oameni rușinați că au fugit din luptă. Împăratul și-a acoperit fața și striga în gura mare, Fiul meu, Absalom, Absalom, fiul meu, fiul meu. Ioab a intrat în odaia unde era împăratul și a zis, Tu acopereați de rușine fața tuturor slujitorilor tăi, care au scăpat azi viața ta a fiilor tăi și a fetelor tale, a nevesturilor tale și a țeitoarelor tale. Tu iubești pe cei ce te urăsc și urăști pe cei ce te iubesc. Căci arăți azi că pentru tine nu sunt nici căpetenie, nici slujitor și văd acum că dacă ar trăi Absalom și noi toți am fi murit în ziua aceasta, lucrul acesta ți-ar fi plăcut. Scoală-te, dar, ieși și vorbește după inima slujitorilor tăi, căci jur pe Domnul că dacă nu e să te arăți, nu va rămâne un om cu tine noaptea aceasta. Și aceasta va fi o nenorocire mai rea pentru tine decât toate nenorocirile care ți s-au întâmplat din tinerețe până acum. Atunci împăratul s-a sculat și a șezut la poartă. Au spus tot norod poporului, iată că împăratul stă la poartă și tot poporul a venit înaintea împăratului. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să ocupați locurile. Iată deznodământul. Având înainte mesajul acesta pe care îl am înaintea dumneavoastră în această seară, cumva simt că inima mi la galop. Trebuie să descriem o relație dintre un om pe care noi toți îl iubim, noi toți îl prețuim, Biblia spune despre el că a fost om după inima lui Dumnezeu. Și așa a fost. David a fost un om după inima lui Dumnezeu. Dar atunci când ne uităm îndeaproape la relația pe care a avut-o cu fiul său, cu familia sa, dar în special cu fiul său, cu Absalom, găsim lucruri de îngrijorare în viața lui. Da, David a fost un om după inima lui Dumnezeu. Dar Biblia nu se ferește să arate că oamenii după inima lui Dumnezeu sunt tot oameni. Tot oameni cu lumini și umbre, cu momente bune și momente rele, cu falimente răsunătoare, dar și cu ridicări extraordinare. Ar trebui ca asta să ne încurajeze. Dacă David, așa cum era David, a fost om după inima lui Dumnezeu, cred, cred din toată inima mea, că noi cu atât mai mult suntem oameni după inima lui Dumnezeu. Noi cei care am fost spălați în sângele Domnului Hristos, noi cei care credem în Isus, cei care am primit neprihănirea Lui. Da, noi putem fi oameni după inima lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Cred de asemenea că sintagma aceasta pusă lângă David, om după inima lui Dumnezeu, lângă acest David, cu toate scăzămintele lui, ar trebui, pe de o parte, să ne bucure și noi putem fi, suntem oameni după inima lui Dumnezeu, dar, pe de altă parte, ar trebui să ne înfioare, să ne pună în gardă. Iată că și oamenii după inima lui Dumnezeu greșesc că și oamenii după inima lui Dumnezeu pot avea scăzăminte, că și ei pot merge înainte crezând că drumul pe care merg este un drum bun și să sfârșească, să sfârșească o relație care nu avea voie să sfârșească așa, în modul în care a sfârșit-o David. Deci, faptul că suntem oameni după inima lui Dumnezeu nu dă la o parte din viața noastră responsabilitatea, nu dă la o parte din viața noastră chemarea să fim atenți, ancorați în tot ceea ce facem în cuvântul lui Dumnezeu. Și zic, Doamne ajută-ne și toată biserica zice Amin. Așadar, iată relația. Relația dintre un tată și un fiu. Este importantă această relație. Nouătaților nu ne prea place să ni se spună cât de importantă este. Dar este importantă. Spun psihologii, Că atunci când au de-a face cu un om care are unele probleme, probleme de care nu reușește să dea de capăt, una dintre întrebările importante pe care trebuie să le pui în procesul de consiliere este spune spunem cum a fost relația ta cu tata. Cum l-ai văzut pe tata, cum s-a comportat tata cu tine. Îngăduiți-mi în această seară să survolăm o relație dintre un tată, cum era David, și un fiu, cum era Absalom. Dar bineînțeles că relația aceasta, că lucrurile pe care le vom descoperi în această relație se extrapolează, merg mai departe în relația dintre mamă și fică, dintre tată și fică, dintre mamă și fiu. Se pot pune lucrurile astea în relațiile pe care le avem în familie. Permiteți-mi doar pentru context să fac o scurtă trecere în revistă a ceea ce s-a întâmplat pentru a înțelege mai bine lucrurile pe care le avem de spus despre David și despre Absalom. Absalom este al treilea fiu al lui David, născut acestuia din căznicia pe care o avea cu Maaca. Maaca era prințesa gheșurului. Biblia spune despre ea că era o femeie foarte frumoasă, dar de asemenea i-a adus lui David o alianță militară foarte importantă. Din această căznicie cu Maaca, lui David i s-a născut o fică și ea de o frumusețe răpitoare, ca fratele ei, singura fică trecută cu numele în scriptura lui David, Tamar. Întregul tumult și sfârșitul cumplit pe care l-am citit în această seară din scriptură nu pleacă nici de la Tamar, nu pleacă nici de la Absalom, ci pleacă de la primul născut al lui David, de la Amnon. Amnon apare pe paginile scripturii un tânăr împins încoace și încolo de emoții. Un tânăr care dezvoltă la un moment dat o pasiune cumplită, otrăvitoare, nepotrivită față de sora lui Tamar. Se îndrăgostește până peste urechi de ea la sfatul unui om foarte șiret. Amnon o necinstește pe Tamar și după aceea o alungă. Pentru că ceea ce a simțit el n-a fost dragoste, nu dragoste adevărată. A fost emoții. Un om lipsit de inteligență emoțională. Un om care a plecat urechea la vocea vrăjmașului. Și s-a dus într-o direcție care i-a distrus întreaga familie nu doar viitorul lui, întreaga familie. Aviz amatorilor, aviz amatorilor, care cred că dacă sapă, dacă fac o groapă, o gaură în barcă, în dreptul lor, nu i va afecta pe nimeni, decât pe ei înșiși. Niciodată asta nu este adevărat. Va fi afectată toată barca, toată familia. Familia mare, familia mică, biserica. Când David află ce a făcut Amnon, Biblia spune că n-a făcut altceva decât să se înfurie teribil. S-a supărat foarte tare și atât. N-a acționat în niciun fel. N-a făcut în niciun fel dreptate. Se putea în momentul acela să se uite la fața lui Absalom, care devenise profund îndurerat de ce s-a întâmplat, care a început să se urască pe fratele său Amnon și să facă dreptate. Dar David nu avea timp de asta. A tăcut. S-a înfuriat și a tăcut. Va aștepta Absalom timp de 2 ani ca să îi se facă dreptate. Doi ani în care o va lua pe Tamar, fica sora lui bună, necinstită, și o va așeza la masa lui. O va îmbrăca în haine speciale și pentru totdeauna Tamar va mânca în fața lui Absalom. Absalom având în față ce a făcut fratele său, Amnon. Este atât de afectat Absalom de ce s-a întâmplat încât Biblia spune că își va numi una dintre fiice, Tamar. Tamar. După doi ani în care David tace și nu face nimic, Absalom hotărăște să ia problema în mâinile sale și la o petrecere îl omoară pe Amnon. Știe că acea crimă îl va face urât tatălui său și după ea imediat fuge la bunicul său, la împăratul gheșurului. Va sta la împăratul gheșurului timp de trei ani de zile. Trei ani de zile în care inima lui David se va aprinde de dor după Absalom. Dar iarăși, David nu va face nimic. Nu se va duce, nu-l va căuta. La sfatul unei străine, David hotărăște să-l cheme de la împăratul gheșurului, pe Absalom în Ierusalim. Absalom sosește în Ierusalim și iarăși nu putem înțelege de ce și cum. David hotărăște să interzică lui Absalom să-i vadă fața timp de alți doi ani. Spune Biblia că tot Ierusalimul dorea să se întâlnească pe stradă cu Absalom. Spune că era de o frumusețe atât de răpitoare, că n-avea niciun cusur din creștetul capului până în tălpi toată lumea vroia să-l vadă pe Absalom. Exista un singur bărbat la Ierusalim care nu vroia să-l vadă în ochi pe Absalom. Știți cine? Tatăl său, David. După doi ani de exil la domiciliu, Absalom face o năzbâtie care, într-un final, îl determină pe David să-și cheme fiul la palat. Când într-un final îi dă voie să-l vadă, în Absalom, întunericul și-a făcut pe deplin lucrarea. Absalom este frumos, este inteligent, este alunecos și mai ales mâncat de dorința de răzbunare. David nu mai poate face nimic în momentul acela. Absalom conduce în așa fel lucrurile încât ia mulțimea de partea lui și David într-o răzmeliță pornită de Absalom la palat. David este nevoit să fugă. Fuge împreună cu o parte din armată din Ierusalim, crezând că nu se va mai întoarce niciodată acasă. Se ascunde în gropi până când Absalom este ucis. Momentul despre care v-am citit este momentul în care David aude că Absalom, fiul său, a murit și contrar așteptărilor tuturor soldaților de lângă el. Lui David îi pare rău, plânge, se jelește. Nu cred că există versete atât de triste, probabil că mai sunt câteva, cum este versetul 3 din capitolul 19. În aceea zi, poporul a intrat în cetate pe furiș, ca niște oameni rușinați, că au fugit din luptă. În cetate, au intrat în cetate pe furiș. Ce a greșit David? Ce a greșit David? Textul ne găsește aici, în momentul în care David află că mai are încă un fiu mort și că și sângele ăstuia este pe mâinile lui. Niciun tată n-ar trebui să-și omormânteze copiii. Nimeni, niciun părinte. Dar oare cum, cum e să trăiești? Cum e să adormi? cu gândul că ești vinovatul moral al morții copilului tău. Și nu este primul. Și nu este primul. Ce a greșit David? Dacă ar fi să găsesc o singură expresie care caracterizează cumva tot ceea ce a făcut David în relația cu fiii săi, în special cu fiul acesta, cu Absalom, ar fi expresia prea târziu. Prea târziu. David a făcut aproape întotdeauna, tot ceea ce a trebuit în relația cu fiul său, dar aproape de fiecare dată a făcut prea târziu. Prea târziu. Nu vreau să pun poveri suplimentare pe umerii taților și a mamelor din biserică, așa că nu vreau să pun poveri suplimentare pe umerii mei. Dar iubiți frați și surori, dragi părinți, eu știu că fiecare dintre noi știe ce are de făcut în dreptul copiilor săi. Știe cum trebuie să facă, ce trebuie să facă, modul în care trebuie să facă. Dar sunt unele lucruri care trebuie să făcute la timp. Că dacă nu sunt făcute la timp și sunt făcute mai târziu sau prea târziu, acestea nu vor face altceva decât să genereze probleme, probleme mari. Probleme atât de complicate precum este cu problema care s-a născut, prăpastea care s-a născut între David și Absalom. Unele lucruri trebuie făcute la vremea lor, iar acest lucru presupune atenție, disponibilitate, aplecare, dorință, efort și uneori și uneori suferință. Suferință. Mă rog în seara asta pentru mine și pentru fiecare dintre dumneavoastră să ne dea Domnul această disponibilitate, această aplecare. Să facem ceea ce trebuie să facem în dreptul copiilor noștri în momentul în care trebuie să facem. Și toți cei care sunteți de acord cu mine, ziceți amin. Ce a greșit? David. Care au fost lucrurile care au fost nepotrivite în relația dintre el și fiul său, Absalom? 1. David a făcut dreptate. Aici nu prea a făcut. Și dacă a făcut-o, a făcut prea târziu sau deloc. Deloc. Aici a greșit. Trebuia să facă dreptate. Și a tergiversat în așa de mult lucrurile încât la un moment dat dreptatea pe care el trebuia să o facă a fost măturată din plan și pus în locul ei dorința de răzbunare. Era rege și cu siguranță avea informații. Cu siguranță în momentul în care s-a auzit la palat că Amnon s-a îndrăgostit de sora sa, că a căzut bolnav din cauză că în vene îi curge pasiunea asta otrăvitoare pentru sora lui, cu siguranță la palat și în vremea aceea și astăzi circulau zvonurile a auzit că fiul său are o pasiune nepotrivită, dar n-a făcut nimic. N-a făcut nimic. Știți cine este cel care va trimite într-un final pe Tamar în odăile lui Amnon? David. David, la sfatul omului viclean, Amnon se preface bolnav. Îl cheamă pe taicăsu și spune, am o problemă, o durere. Cred că mi-ar trece dacă m-ar servi sora mea cu niște turte. Ce zici, o la să vină? Și David zice, să vină. Neștiind că în momentul ăla semnează pentru familia lui declarația de dezastru. Să vină. A făcut sau n-a făcut deloc dreptate, dreptate. Putea să facă dreptate în momentul în care a văzut că... Că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Putea să facă ceva mai mult decât să sfâșie hainele, ceva mai mult decât să-i pară rău, ceva mai mult decât să se înfurie, ceva mai mult decât să facă scandal. Putea să se liniștească, să tragă aer în piept, să bea un pahar de apă și să facă dreptate. Furia lui n-a ajutat la nimic. Faptul că și-a rupt hainele n-a ajutat la nimic. Trebuia să facă dreptate. Putea să facă atunci dreptate. Putea să facă dreptate când a văzut că fața fiului său s-a negrit. Putea să se gândească, n-am voie să continui așa, nu pot să țin la unul prea mult și la altul, pe altul să nu-l bag în seamă, n-am voie să fiu pentru unul mumă și pentru altul ciumă. Nu. Când Absalom a început să-l urească pe Amnon, trebuia să oprească tot și să-i împace. N-a făcut n-a făcut. N-a făcut dreptate. Și în această seară vă rog în numele Domnului Hristos să fim în casele noastre agenții dreptății. Să facem dreptate. Acolo unde sunt mai mult decât, e mai mult decât un singur copil, încep să apară problemele. Întotdeauna se ceartă pe jucării. Și de acolo trebuie să înceapă momentele de dreptate. Când au micile lor certuri nesemnificative pentru noi, trebuie să vadă în noi că suntem agenții dreptății. Trebuie să îl reprezentăm bine pe Tatăl nostru care este în ceruri. Ne spunem adeseori că facem în familia noastră un altar și altarul pentru noi este altarul rugăciunii altarul laude, altarul apropierii de scriptură, al momentelor devoționale, sunt foarte importante acestea. Dar credeți-mă, vă spun din toată inima, altarele astea trebuie să aibă și ele niște pietre și printre pietrele acelea este și piatra aceasta a onestității, a dreptății. Putem să ne rugăm de la 12 noaptea până la 12 cealaltă zi. Dacă în familiile noastre, noi nu suntem agenții dreptății. Noi nu îl reprezentăm bine pe Tatăl nostru care este în ceruri. Și cum este Tata? Tatăl nostru care este în ceruri este drept. Sfințească-se numele Său. Binecuvântat să fie El. Ce a greșit David? Păi, unul dintre lucrurile pe care le-a greșit, pe care nu le-a făcut cum trebuie, nu a luat atitudine atunci când trebuia să ia atitudine nu a făcut ceea ce trebuia, ceea ce ținea de el să facă. Să facă dreptate. Nu altul trebuia să facă dreptate. Nu trebuia să aducă pe altcineva, nu trebuia să lase pe Nathan, care oricum era prea preocupat de Edidia ca să facă dreptate. Trebuia să facă tata dreptate. Copiii noștri se uită către noi și la asta. Să fim agenții dreptății. Să lăsăm curat în urma noastră. Să aranjăm lucrurile așa cum este drept și curat să fie aranjate. Îngăduiți-mă în această seară. Iertați-mă. Cunosc familii care se ceartă după moartea părinților pentru o bucățică de pământ care n-a fost împărțită. Ce nedrept. Ce greșit. De ce? Să facem dreptate. Dreptate. Și zic, Doamne. Ajută-ne. Doamne, ajută-ne. Amin. Ce a greșit David? Unu. N-a făcut la timp dreptate. Doi. David a iertat, dar a iertat prea târziu. Prea târziu. Nu cred că putem găsi pentru viața de părinte, de tată, un capitol mai trist decât capitolul 14 din 2 Samuel. În 2 Samuel este trecută parcă istoria mult tați. În 2 Samuel, Ioab trimite o femeie din Tecoa la David. Și doar femeia aceasta, prin cuvinte bine alese, măiastre, reușește să înduplece inima și așa cuprinsă de dor a lui David pentru a-și căuta și chema fiul. Pentru a da la o parte distanța teribilă care să pusese între ei. Vă întreb, de ce să fie nevoie de un străin pentru a-ți ierta și primi înapoi propriul fiu? De ce să trebuiască trei ani ca să realizezi că da, ai pierdut un fiu, dar încă mai poți să face ceva pentru a nu mai pierde încă unul? Ai iertat David, dar ai iertat prea târziu și ai iertat pe bucățele. M-am pus în locul lui. Pe când mă îmbolnăveam de dor după fiul meu, m-aș fi dus la împăratul Gheșurului, la socrămii, și aș fi zis, e la tine? Da. Te rog, spune să vin afară. A venit tata după el. Ce diferență între acest tată, David, și tatăl din pilda fiului risipitor, care își așteaptă fiul în drum, care atunci când îl vede, aleargă la el, sare pe gâtul lui, îl sărută, îl cheamă în casă. Ce diferență! Pe cine ați vrea să aveți tată? Eu l-aș vrea pe cel din pilda fiului risipitor, care știe să primească acasă, care știe să caute, care știe să ierte, care știe să răscumpere. Dar îngăduiți-mi să fac încă o întrebare, mai, mai departe decât asta. Cu cine ar trebui să semănăm? Cu David? Sau cu tatăl din pilda fiului risipitor? Zic, Doamne, ajută-ne pe toți să semănăm cu acel tată din pilda fiului risipitoru. Ce diferență? A iertat David, dar a iertat prea târziu și pe bucățele. De ce? De ce să-ți chemi fiul acasă și să-i lași ca doi ani de zile să aștepte până când îți vede fața? De ce să trebuiască să facă o năzbâtie pentru a lăsa să iasă din exilul, din arestul la domiciliul pe care le-a impus? Nu rămâneți doar cu David, Rămâne și cu inima bărbatului ăstuia al lui Absalom și să vedeți ce se petrece în ea, să fie nevoie de o grăzăvie precum un incendiu, ca să atrage atenția lui tata, ca să-ți vorbească tata, să te primească tata. De ce să fie nevoie de asta? Și cu toate astea, David a ajuns acolo. Remarcați de câte ori vedem această istorie, istoria dintre David și Absalom, jucată în ochii noștri, poate că avem rude îndepărtate care trăiesc același lucru, cu probleme dintre tată și fiu, și fiul face tot soiul de nezbâti și tot soiul de lucruri ca să determine, ca să atragă atenția tatălui, privirea tatălui, apropierea tatălui. Ai iertat David. Ai iertat prea târziu. Și pe bucățele. Iubiți frați și surori, această seară nu vă chem la gesturi romantice de iertare. Nu cred în ele. Dar vă rog, dacă găsiți cu cale, dați un telefon copilor dumneavoastră. Dacă sunt probleme între dumneavoastră și ei, dumneavoastră care sunteți stați, vă spun eu ca un tată, spuneți-i că iertați. Că primiți acasă. Ăsta este mesajul Evangheliei. Pe acesta trebuie să vi-l spun. Și nu-mi cer iertare pentru asta. Sunați-i. Spuneți-i că îi primiți. Că îi iubiți. A iertat, David. L-a iertat prea târziu. Și a iertat pe bucățele. Și trei. ce a greșit David. David. N-a făcut dreptate. Sau dacă a vrut să facă, a vrut prea târziu. David n-a iertat. Și dacă a iertat, a iertat prea târziu. Și trei. Eu cred că David l-a iubit pe Absalom. Cred din toată inima asta. Dar i-a spus-o prea târziu. Prea târziu. Ați remarcat textul în momentul în care l-am citit? Întreg Israelul plângea împreună cu împăratul. Dar de ce plângea? Ce făcea David prin bocetul lui? Prin bocetul lui, David transmitea că-și iubea fiul, că-i păsa de fiul său. Dar e un pic cam târziu, când fiul este mort, să plângi după el, spunându-i, Absalom, fiul meu, fiul meu, Absalom. Un pic cam târziu. Am încercat să mă pun în locul lui David, să înțeleg de ce a trebuit să tragă tușe atât de dificile, atât de dureroase. Poate că a vrut să facă din el un împărat. Fi văzut care are material de împărat în Absalom. Nu știu. Nu știu. Cert este că noi, tații, adeseori, mai ales cu fiii noștri, alegem să tragem tușe mai tari, mai dure, mai groase, de teamă să nu sară, să nu facă, să respecte regulile, încercând să-i păstrăm cât mai aproape, cât mai pe mijlocul drumului, să nu se apropie de margine, că de margine apropiindu-se, se apropie de prăpastie. Facem asta. Facem asta. Dar totodată trebuie să transmitem copiilor noștri că iubim. Că iubim. Din timp în timp trebuie să ne apropiem de ei și să le spunem și lor ceea ce ne spune nouă Dumnezeu duminică de duminică la program, zi de zi, în momentele noastre devoționale. Și ce ne spune nouă Dumnezeu? Și tata te iubește. Ne prinde bine când Dumnezeu ne spune asta? Face bine sufletului nostru știind că Tatăl nostru cel ceresc ne iubește? nu credeți, mă, că și sufletului copilului noștri nostru le face bine când aud din gura lui mamei, când aud din gura tatei că Tata te iubește. Tata te iubește. Iată ce a greșit David. Iată ce a făcut incomplet David. Mă rog în seara asta să-i semănăm mai mult Tatălui din pilda Fiului Risipitor și în privința aceasta, nu atât de mult lui David. Doamne ajută-ne! Dar să nu rămânem doar cu David. Să ne ducem puțin și la Absalom. Să vorbim puțin și despre ce a greșit Absalom, pentru că e adevărat, ceea ce a pățit Absalom este un lucru dureros, este un lucru dificil, dar și Absalom a greșit. Ce a greșit Absalom? Ce pot greși copiii noștri în relație cu părinții, copiii noștri în relație cu noi? Ce n-au voie să facă copiii noștri? Dacă citiți acasă toată istoria, tot tumultul dintre David și Absalom, remarcați un lucru care dă multe semne de întrebare. Oricât de mult ați citi, oricât de în detaliu v-ați duce, oricât de mult ați cumpăni în dreptul fiecărui verset, remarcați un adevăr. Deși David greșește, Deși David nu face ce trebuie sau când face ce trebuie face prea târziu, fiecare verset îți arată că Dumnezeu rămâne cu David. Dumnezeu rămâne în curțile lui David. Și încetul cu încetul, deși la Absalom, la început Dumnezeu era aproape, încetul cu încetul, prin acțiunile pe care le face Absalom, Dumnezeu se retrage se retrage atât de mult din viața lui Absalom, se retrage atât de mult din curțile lui Absalom, încât la capătul drumului constați că acolo nu mai este Dumnezeu. Ce a greșit Absalom atât de dur încât l-a înlăturat cu totul pe Dumnezeu din viața lui? 1. Nu a pus capăt supărării. Nu a pus capăt supărării. Indiferent cât de mare este supărarea, indiferent cât de greu este de dus, de amar este păcatul, supărarea trebuie să aibă o limită. Sau altfel ne va distruge. Ne va distruge. L-a supărat pe Absalom felul în care Amnon a tratat-o pe Tamar. Dar el, Absalom, a ales ura. L-a supărat pe Absalom tăcerea lui David. Dar el, Absalom, alege calea răzbunării. L-a supărat exilul, depărtarea, dar el alege să uzurpe, să dea la o parte tronul tatălui său. L-a supărat, era cumplit de supărat pe tatăl său, dar el, Absalom, decide la sfatul lui Ahitofel să se culce cu țiitoarele tatălui său în văzut tuturor pentru a arde orice pod care ducea către tata. N-a pus capăt supărării. A fost nedrept ce i s-a întâmplat. Dar cu nedreptatea aceea trebuia să se ducă la Dumnezeu și să nu păstreze pentru el ca să-l roadă pe interior așa cum roade cancerul și la capătul drumului să nu mai rămână nimic. Absalom a decis. A decis. Dragi tineri, dragi frați și surori, dacă sunteți aici, eu nu cunosc istoria dumneavoastră. Dar dacă sunteți aici și ați trecut prin astfel de drum, în care poate că ce s-a întâmplat a fost nedrept față de dumneavoastră și vă supără, vă deranjează, vă îngenunchează treaba asta, vă rog în numele Domnului Hristos, cel care a întins mâinile la Calvar pentru fiecare dintre noi, veniți cu această supărare la Hristos și lăsați-l pe Hristos să ia pe umerii săi și supărarea asta. Pentru că el, purtata pe umerii săi, povara lumii, el poate lua chiar acum povara ta. Nu mai păstra pe umerii tăi, nu mai duce tu, pentru că te va distruge, încetul cu încetul te cocoșează, te apropie de pământ și, într-un final, te va face țândări. Aici a greșit Absalom. N-a pus capăt supărării lui. Și atunci când supărarea n-are capăt, ea devine un cancer. Mergeți la Domnul cu ea. Să mergem înaintea Domnului Hristos. Nu toate lucrurile din viață și nu toate lucrurile din familie noastră sunt corecte. Dar acolo unde întâlnim nedreptate, necorectitudine, acolo unde ceea ce s-a întâmplat ne doare, noi avem la Tatăl un mijlocitor să mergem înaintea acestuia, să stăm de vorbă cu el, să plângem înaintea lui, să stăm în rugăciune, să stăm în post, să stăm în citirea Scripturii până când Hristos ne va elibera, conștienți fiind că supărarea aceea netratată ne poate distruge. Mergem la Hristos cu ea și fie ca Domnul să ne ajute pe fiecare în parte și toată biserica să zică amin. Ce-a greșit Absalom? Unu, nu a pus capăt supărării. Supărarea, oricât de mare, trebuie să aibă o limită. Doi, nu a ales iertarea. Nu a ales iertarea. I se greșise și avea rezultatul cu el la masă. În fiecare zi, când se trezea și se ducea la masă, în fiecare dată când era chemat la masă, o vedea pe Tamar și își aducea minte cât de cumplit s-a greșit împotriva lui. Și aducea aminte că tata n-a făcut nimic. Și de aducea aminte cât de denorocit s-a comportat cu familia lui, cu sora lui frumoasă, Amnon. În cei șapte ani cât a stat departe de tata, Absalom a trebuit să facă o decizie, să ia o decizie. O decizie pe care noi cu toți trebuie să o luăm câteodată. Iert sau mă răzbun. Iert sau mă răzbun. Iert. Sau mă răzbun. E grea decizie. Cu cât ceea ce ți s-a făcut este mai greu, cu atât este mai grea decizie. Dar momentul este spiritual încărcat cu o greutate imensă. Pentru că eu cred, vă spuneam adineauri, că dacă citiți textul scripturii căutând informații despre relația dintre David și Absalom, realizați că Dumnezeu nu este în curțile lui Absalom. Și eu cred că ceea ce l-a dat la o parte, l-a alungat pe Dumnezeu din calea, din curțile, din viața lui Absalom, este tocmai rezultatul acestei cumpene. Iert? Sau mă răzbun? Dacă ar fi ales iertarea, Dumnezeu ar fi rămas acolo. Dacă ar fi ales să meargă pe drumul iertării, să se ducă la Dumnezeu cu asta, Dumnezeu ar fi rămas acolo. El știe, are balsam pentru fiecare rană, El știe să vindece fiecare suflet, El știe să repare fiecare vas ciobit, El știe să adune cioburile vieții noastre și să le integreze, să le pună la oaltă, să le lipească cu harul său, El știe, răzbunarea însă este dulce la început, dulce la început și amară la sfârșit. Absalom a ales. În cei șapte ani cât a stat departe de taicăsul, Absalom a ales. Știți ce a ales? Răzbunare. Mă voi răzbuna. Îți voi face în așa fel încât într-o zi eu voi fi împărat și tu vei fi în închisoare sau mort. A ales. A ales calea răzbunării. De ce? Pentru că n-a ales iertarea. Și iarăși, nu vreau să leg superficial rana poporului lui Dumnezeu. Câteodată iertarea este dificil de dat. Câteodată iertare este un proces complicat și extrem de dureros. Vă aduceți aminte de Iosif? De tot tumultul cu frații lui și de toată durerea pe care el a trăit-o pe nedrept? În ziua în care eu cred, în ziua în care Iosif începe să plângă în casa sa ca prinț al Egiptului, atât de tare încât îl aude casa lui Faraon, eu cred că este ziua în care Iosif alege putea să-i trimită în închisoare pe toți frații săi. Avea tot dreptul. putea să-i omoare pe toți și nimeni n-ar fi zis nimic. Dar în ziua aceea, prăbușindu-se în lacrimi, Iosif alege. Alege să ierte. Alege să gândească altfel ce i s-a întâmplat și le zice fraților săi: Nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu alege să se întoarcă privirile înspre El. Și cum spunea Dani aici, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Alege iertarea. Și când Iosif alege iertarea, totul se vindecă, pentru că iertarea vindecă. Hristos ne-a vindecat iertându-ne Hristos ne-a vindecat luând povara păcatului nostru, plătind vinovăția noastră și dându-ne în schimb iertarea sa. Dumnezeu ne poate primi pentru că ne iartă, nu pentru că merităm, ci pentru că ne-a iertat prin jertfa Fiului Său. Iertarea e esențială. Dacă vrei să-L păstrezi pe Dumnezeu, în curțile tale trebuie să ierți. Să ierți. Și Doamne cât de dificil e câteodată să faci asta, cum te întorci în pat și pe o parte și pe alta, tot gândindu-te la ce s-a întâmplat și cât de nedrept este ce s-a întâmplat, dar în numele Domnului Hristos trebuie, trebuie, de dragul tău, de dragul familiei tale, trebuie să ierți. Pentru că neiertarea la lungă pe Dumnezeu. Vrea cineva să umble fără Dumnezeu? Îndrăznește cineva să plece la drum, indiferent care este drumul, fără să-l aibă pe Dumnezeu aproape? Ce nebunie să umbli fără El. Dar dacă vrei să umbli cu El, El are o condiție. Răzbunarea, zice Domnul, este a mea. A mea. Nu, nu a ta. Nu a ta. Niciodată nu este a mea, ci este a Domnului. Ce a greșit Absalom? Nu a iertat. Nu a iertat. Și pentru că n-a iertat, și închei cu asta, într-un final s-a lăsat învăluit de întuneric. Este ceva atât de pilduitor în ceea ce se întâmplă, în tumultul evenimentelor de atunci. Când aude David, când după ce fuge din Ierusalim și aude că împreună cu Absalom la Ierusalim a rămas Ahitofel. Ahitofel era unul dintre sfetnicii de vază a lui David. Ahitofel era un om extrem de înțelept. Și când David aude că Ahitofel a trecut de partea lui Absalom, David zice, Doamne, nimicește planurile, sfaturile lui Ahitofel. Dar Ahitofel el însuși mergea spre negură și David nu știa. Și Ahitofel îl sfătuiește pe Absalom, pentru că atunci când nu ierți, pentru că atunci când nu pui capăt supărării tale, diavolul trimite către mine, către tine, emisarii lui, emisari care te îndeamnă, care te împing și mai tare în întuneric. Și Absalom este împins în întuneric. Și bazează viața, deciziile, pe sfaturile unor oameni care îl vor duce la moarte. Pentru că, într-un final, când nu ierzi, și când Dumnezeu închide cartea și pleacă, în viața ta n-a mai rămas decât întunericul. Și, într-un final, întunericul te omoară. Te omoară. David se roagă. Să se nimicească sfaturile lui Hitofel, Dar Ahitofel îl sfătuiește pe Absalom să se ducă spre întuneric. Ce partener de drum ai? Când sunt al lui Dumnezeu, ei te duc spre lumină. Când nu sunt al lui Dumnezeu, ei întotdeauna te vor duce spre întuneric. La început e frumos, ce prieteni minunați. Dar dacă nu sunt ai lui Dumnezeu, aceștia într-un final te vor duce la întuneric și într-un alt final te vor nenoroci. Ce-a greșit Absalom? Nu a pus capăt supărării sale, nu a ales iertarea și s-a lăsat învăluit, sfătuit de întuneric. Mă rog în dreptul tuturor copiilor noștri, ei să pună capăt oricărei supărări la timp. Vă mă rog, în dreptul copiilor noștri, să fie capabili să ierte de fiecare dată. Și în jurul lor să fie de fiecare dată sfednicii lui Dumnezeu care îi poartă spre Lumină. Și toată Biserica zice: Amin. Amin. Ne-am uitat la o relație dintre un tată și un fiu. Tumultoasă relație. O relație în care ne-am putut oglindi, am putut să vedem pe unde suntem noi. Ce a greșit David? David a greșit că nu a făcut dreptate. David a greșit că a iertat, dar a iertat prea târziu și a greșit că și-a strigat prea târziu dragoste. Ce am putea face noi? Să fim agenții dreptății. Să ne iertăm copiii. Să iubim. Și să le spunem asta. Ce a greșit Absalom? Absolut a greșit că nu a pus capăt supărării, nu a ales iertarea și s-a lăsat învăluit de întuneric. Ce pot face tinerii noștri? Supărările lor toate să le ducă la Hristos. Să aleagă de fiecare dată calea împărătească cea lui Dumnezeu și să se lase sfătuiți de lumină. Iată ce ne putem ruga. Doamne, ajută-ne pe fiecare în parte. Fiecare dintre noi are această relație. Chiar dacă copiii sunt mai mari, poate că adulți deja, ne putem ruga în continuare, Doamne, ajută-mi ca până la capătul vieții mele să fiu un agent, un indicator spre dreptatea Ta. Ajută-mă ca până la capătul vieții mele să pot ierta și să pot iubi. Fiecare dintre noi se poate ruga, Doamne, dau Ție supărarea mea și aleg în seara asta, scrâșnind din dinți, poate, să iert. Și, Doamne, Trimite sfrejnicii să mă ducă spre Lumină. Ne putem ruga așa? Ne putem ruga așa? Dacă da, haideți acum la final de program să ne ridicăm în picioare și fiecare dintre noi, într-o rugăciune comună, să stea înaintea lui Dumnezeu cu el și familia lui. Fiecare dintre noi să spună lui Dumnezeu despre familia lui, despre problemele din familia lui. Stăm de vorbă cu Tatăl nostru care este în ceruri și care ne iubește despre familia noastră pământească. Și fie ca Domnul să binecuvinteze toți părinții, fie ca Domnul să binecuvinteze toți copiii și noi toți să fim ai Domnului Dumnezeului nostru până la capăt. Cu toții ne rugăm!